Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite. V-am pregătit iarăși un episod solo pentru dumneavoastră, cât de cât interesant și foarte chill, așa foarte relaxat, unde astăzi încercăm și noua armă adăugată, AK-ușa. Episodul este filmat acum câteva zile, exact când s-a adăugat AK-ul, dar l-am păstrat pentru că nu ați văzut că nu pun în fiecare zi Fortnite, pun cam o dată la 2-3 zile, deci eu sper să vă placă episodul, este destul de interesant. Ca de obicei, vă readuc aminte să folosiți aici codul AIRAFAHEL, exact numele de pe YouTube și numele meu din joc de pe Fortnite. Intrați pe shop, click la Support a Creator, adăugați codulețul și cumpărați orice doriți dumneavoastră de aici de pe shop sau nu neapărat acum, oricând, atâta timp cât aveți codulețul atașat și îmi trimiteți o filmare pe Instagram, iar eu vă adaug la prieteni și o să vă puteți da mari la prietenii dumneavoastră când apăreți aici în listă, pentru că mi-a zis un abonat că, vai Rafa, am apărut în lista ta și m-au adăugat abonații tăi la prieteni. Wow, foarte tare! Deci vă faceți și mai mulți prieteni, să zic așa. Bun, eu închei aici și vă las cu Irafael din trecut care se joacă el Fortnite. Unde dorim astăzi să aterizăm, băieți? La Flash Factory. Nu m-am dus niciodată acolo, așa că haideți să dăm și noi o raită. Ok? Nu mai știu pe cât am pus autoranul. Nu e pe butonul ăsta. Abar n-am. Băi, am și să mă duc așa ușor chileanu, dar se pare că nu. Problema mea este că... Iar mi s-a pus jocul, mă, pe bară. Problema mea este că... Încă am eu bătaie pentru că nu construiesc cu high ground, ci nebuneli. Așa că... Trebuie să construiesc mai bine. Asta este țelul de astăzi. Să încerc să construiesc cum trebuie. Wow, wow, wow. Pe aici nu am fost niciodată. Ah. Interesant. Suntem într-o fabrică ceva. Nici nu știu cum sunt chesturile. Dar hai să analizăm puțin. Probabil nu e un loc bun de aterizat. De aia nu vine nimeni. Dar dacă sunt câteva... Bă, unde mi-a aruncat chestul? Mai ești nebun. Chestul slurp-ul. De asta încoace. Am niște lemn. Ok. Okidoki. Și mai mult lemn și că ne întoarcem de unde am venit. Din asta mare. Oh, văd un sniper. Gimme, gimme. Oh, avem AK-ul, mă. Acum am văzut că e mov. Deci dă 44 damage la albastru, 46 mov și 48 legendar. Damage pe hit. Interesant. Ce pot să mai zic altceva? Asta nici măcar nu ne trebuie. Ba da, mă, țin minte clădirea asta, dar n-am fost niciodată, da. Un chest. Nu pune aici. God damn it. Ești un nemernic, jocule. Mai îmi dă și 20 lemn, știi, adică... Am dezamăgitor. Avem alt chest, cred că e la subsol, cumva. Mai jos, adică? Să pruc că erau două chesturi. Oh, bun, bun, bun. Bunicel, o să păstrăm slurp-ul pentru că ăla ne dă și viață și shield. E mai folositor ca un shield normal. Deci o să mergem așa. Zona este foarte departe. Foarte, foarte departe zona. Dar mai avem până acolo. Am un program care îmi pune jocul pe bară mereu și nu știu ce e. Cred că o să reinstalez Windows-ul, sincer. Deci cred că o să dau o reinstalare de Windows. Clean Windows install. Avem un WC gigantic și n-ai voie să dansezi aici. Țin minte, parcă era un challenge să nu dansezi la semnele alea, mai de mult challenge-ul. Da, cred că e... Opa. Mai, mai, mai. De unde ai tras tu, e întrebarea. Ia, mai vrei să tragi o dată? Să ne arăți și nouă de unde ai tras? De unde n-ai badat jegul? What? Nu cred că... Ah, eram copac, copilul prost! Wow! Yikes! That is a hard yikes! Asta pot să zic, băieți. Vai de viața lui, l-am distrus complet. Pe bune acum. Deci, știți cum ar zice cineva? L-am desființat pe băiat. Efectiv. Arma asta chiar trage
Eu pe bune am făcut aia acolo, n-am vrut. Dar de ce îmi pune jocul pe bară, nu? Merge singur caracterul. Bă, nebunule. Ai de viața mea. Ia, dă-ne niște materiale, te rog. Bun, 200 nu e chiar atât de rău. Bă, dar ce headshot mi-a dat omul, adică nu vedeam unde e. Mă gândeam, bă, o fi acolo? O fi acolo, pe insula aia? Și era în copac. Wow, ok. Înțeles. Trebuie să mai luăm niște lemnuți, că n-avem ce să facem. Ce naiba program? Eu pune mie jocul pe bară, deci chiar nu înțeleg. Am crezut că este Wallpaper Engine, de-mi schimbă... Zic. Wallpaper-ul, da? Dar nu e ăla. Că l-am închis acum și tot se pune jocul pe bară. Ciudat, o să mă uit în ce programe am deschise după meci. Care am crezut că i-am dat de cap la beleaua asta. Pentru că mi s-a întâmplat într-un episod să-mi pună jocul pe bară fix la ultimul 1v1, când eram doi jucători în viață. Și e super stupid. Dar mă rog. Mă rog. Așa. Avem de mers, nu glumă. Dar nu e problemuță, mergem în salty. Uite că acum mai găsim ceva jucători. În meciul anterior pe care l-am jucat, mai eram 20 după ce se strânge cercul ăsta. Stai să vedem câți rămânem acum. După cerc. Mai rămânem 20? Nu cred. 20 e chiar puțin. Aha. Voi l-ați văzut pe ăla că era în copac? Sunt tare curios. Poate voi l-ați văzut și ziceați, bă, uite, bă, e în copac. Chorule, nu-l vezi? Da. Ok, hai că luăm ăstea. Poate luăm și o fantomiță de aia micuță. Nu-mi place deloc că n-aveam lemn ca lumea. Opa. Spate capul. What the fuck. Hai mă, gata, lasă vrăjeala. Spate capul. Capul. Bă, da, iară mi-au mă... Deci mereu mi se întâmplă chestia asta și mă enervează. Mereu am eu low ground, știi? Na, mă, na, și dansăm dacă vrei, că m-ai mâncat pe viață. Holy fuck, dude. Mereu am low ground, niciodată nu pot să mă pun... O să aruncăm ăsta că nu ne mai place de dânsul. Bă, putem să facem și așa. Avem shotgun-ul la alb, am jucat groaznic acolo, pe bune. Holy fuck. Nu mi-a plăcut deloc. Sunt bandaje acolo? Sunt, dar n-ajung. Deci e minunat. E pur și simplu minunat. Mamă, dar și i-am dat-o pe cap. Hai, fratele meu. Deci chiar suntem într-o mică dilemă. Un shotgun bunicel. Ai de capul și de zilele mele. Unde ne-a fac eu rost și de shield și de viață acum. Uite unde e zona, bă, băiatule. A, uite. Două? Le-a aruncat cineva, înseamnă. Ok. Nu mă plâng. Nu mă plâng. Cred că vom avea nevoie de astea, așa că o să dăm jos cu... O să aruncăm AVP-ul. Momentan. Momentan este mai utilă chestia aia. Grappler-ul, adică. Boing. Trebuie niște miniuri. Nu lag. Lag nu ne trebuie. Chesturi ceva avem pe aici? Nici gloanțele nu le mai au, că avem destule. Vai de capul meu, unde e zona? Ce-ai mă de așa departe?
Și nu avem materiale, deci suntem într-o situație groaznică. Și uite-l văd și pe ăla acolo. Are rost să ne batem cu el acum. Hai să ne ducem ușor, ușor. Spre dânsul. A, ne ducem cu grapplerul. Poate are el ceva. Băi, băiatule. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Da, nici tu n-ai cine știe ce. Too bad. Te văd un chest acolo. Și vine Zonichica. Prea șmech iar grapplerul ăsta. Bă, chiar nu știu. Nu mi-a dat ăla înapoi? Ba da. E un match wild ăsta. Un match nebun. Oricum suntem sus de tot. Vedeți și voi de ce îmi place grapplerul, nu? Pentru că sunt mai nobalău și mă duc foarte repede la jucători cu grapplerul. Dar n-avem shield-uri, ăla n-a avut mă shield nimic la el. Pe bune. Mamă, ce zonă deschisă aici. Mai luăm niște copăcei. Se bat băieții. E, na. Hai. Frumos. Kawaii desu ne. N-ai shield-uri, te pomeni. Ai de capul meu. Oricum avem medkit-uri, dar... Băi... What? Hai să ne dăm asta și după aia să căutăm ceva shield-ulețe. Am realizat dacă dai pe cap cu P90 e foarte puternic. Foarte bună armă. Ia uite-l pe ăla. Thank you. Danke schön. Nu e bun gardul ăla, amice, nu-l mai folosi niciodată. E complete waste, uite-l pe ăla acolo. N-are rost să tragem, știi că își dă un shield, își dă ceva și n-a rezolvat nimic. Dar văd că a omorât un tovarăș. Oh, shield-uri pentru Irafael. Mamă, ce le-aș vrea. Dăm, gimi. Sper doar să nu ne vadă tantalau ăla. Fuck, cred că vreau să iau grapplerul. Pe cât de suculent arată sniperul ăla. Vreau să iau grapplerul și să mă duc după ăsta. Pe care tocmai l-am omorât. Nu pe care tocmai l-am omorât. Să mă duc după ăsta pe care vreau să-l omor. Poate e vuzit din viitor. Pe care l-am omorât. Dar nici l-am omorât măcar. Arată-ți mă fața unde ești. Că n-ai construit nimic, deci ești pe lângă. Show me your face. Zic că nu te ascunzi în chestia asta. Ah, prostul se ascunde aici. Oh my god. Okay. Avem iteme destul de bune. Dacă mă întreb pe mine. Dar unde o fi omul?
Deci ne-am dat dita mai rotate-ul, dar nu mai găsim. O, azi încă nu e aici. Mă uit mereu în spate. Suntem 4 oameni. Fuck. Sigur ăștia se ascund în căsuțe. Cred că e un lobby plin de nobi. Dă-l pe unul. Aha, văd, ăla își dă rotate, eu îmi dau rotate. Toată lumea se învârte aici. Aș vrea să-l prind din urmă. Interesant, o să ne dăm un mic third party. Îl văd. O, nu e un grătar ăla. Haideți băieți, omorâți-vă. Ăla e. Unde ești, mă? Răbdare, tovarășe. Aia n-are rost să mă duc după el să-mi bat capul. Și mai suntem doi. Gimme, gimme! Easy W, boys! Easy W! Acum rămâne doar să vedem unde n-ai pe ultimul jucător. O fi ce un palac ăsta pe aici pe vreo... pe vreo clădire ceva. Da, se ascunde, mă, omul. E bune. Dacă e pe un copac, e cam aiurea, pentru că te poți ascunde cu ușurință. Am văzut ceva? Bă, e invitatul meu să-mi distrugă clădire, eu chiar de-aia și stau aici, ca să poate mă diclește el mai ușor. Sunt cam embarrassed, adică... mă înțelegi? Hai de capul meu. Uitați-vă ce zonă de proastă de final. Pe bune? Știi, m-aș duce după el, dar mie că poate mă... mie că e un nob de la și îmi prind o lovitură bună. Asta e toată chestia. Doamne, care trebuie. A, l-am văzut? Dai, mă, dai. Oh, I am coming for you, buddy. I am... joacă de copii asta. E joacă de copii. Nu știu ce voia să fac omul, dar era super low HP. Și am dat cu creeperul ca prostul la final și mi-am luat damage la viață. Adică am pierdut viața acolo, să zic. Nu știu, m-am prăsit prea tare meciul ăsta. N-am jucat deloc cum ar trebui să joc. Îmi place dansul ăsta. A fost un meci așa cu o tentă mai distractivă ăsta, pentru că azi am dat doar cu grapplerul, m-am prostit,
Din prima am tras cu Shoddy, am tras mai mult cu P90, deci a fost mai mult la mișto. Așa, dar eu personal m-am distrat și am făcut 7 kill-uri și win easy W. Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!